Doresc, dragi să să anunț că vom intra live cu ajutorul Domnului și dorim să ascultăm încă câteva sluviri. Am dorit să dăm loc la fratele Cristian Dăscălescu să mai laude pe, din nou pe Domnul cu o cântare, că mai târziu a spus că trebuie să plece, Domnul să-l binecuvintează cu putere și cu mult Urma de sora Gabriela Bendorfean și pe urmă aș dori și familia Cozan, fratele Ilie și sora Oltea, după care vom mai anunța. Amin. Frate Cristian, deschide, te rog, microfonul. Domnul, să te binecuvinteze. Să vii să vezi, domn. Am, cât am stat la rugăciune, s-a închis calculatorul. Acum numai ce l-am deschis, numai dacă mi-i un minut, domnul să vă binecuvinteze.

Canada. Se na ido le lumi, se ma semințele se se le de tot ce ne și apoi vei fi, da maria sărbătoare. Să fugi mereu de tot ce în țară și apoi vei fi la Marea Sărbătoare. ca sada. Mai este armonie din rugăciune și si peste disciplină că doar așa, soțul și soția vor moșteni în ceruri veșnicia. É e doar a sa so tu ssi sociia por moșteni cincherve ssi Casa ta. mai este armonie în cerul tău. Ți-aduce bucurie că minul tău a fost și pentru alții venit au de surorile și că minul tău a fost și pentru alții, Venită vezi, surorile și frații. În casa ta, ca eu tu ați de tu ai tăi, Lângă Domnul rămâi, Chiar dacă tot îți schimbă stăpânul, Tu vei striga, a Domnului niciunul, Chiar dacă tot își schimbă stăpânul, vei striga ca domnului de Amin. Amin, amin. Domnul Iisus, ce bine frate Cristian. Sora Gabriela, din domnul să vă bine Domnului Iisus, Hristos, ne asta Domnul. Dacă două mâini rebele nu, nu te-ar cine fi. ori mereu, te-ai oprit clip fi. pe grele și privind fi. cu drag fi. la stele. Vei vedea că i scris fi. pe ele, Dumnezeu. Dumnezeu vei vedea că e scris pe ele Dumnezeu. Dacă două mari zăvoare nu te-ar ține ai șoptit ce meșteroare, Soate păsări cântă toare, Și ți-ar spune orice floare Dumnezeu Și ți-ar spune orice floare Dumnezeu dacă mare am străinări, nu te-ar ține loc mereu. Ai striga în largul zării, cine-i tatăl durării? Și ce-ar spune valul mării, Dumnezeu? Și te a spus nevalul mării, Dumnezeu, Dacă ți-ai vedea veșmântul, Ce îmbracă vechiul eu, Ai uda cu plâns pământul, dar primind cu drag cuvântul, vei simți în piept pe Dumnezeu. Vei simți în piept pe Dumnezeu. Amin. Amin, amin. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, sora Gabriela, pe dumneavoastră și întreaga familia Bentofean. Dă loc la familia Ozan, fratele Ilie și sora Oltea. Domnul să vă binecuvinteze. Amin, amin. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Vom cânta cântarea crește creștem iubirea. O creștem iubirea, amin. O creștem iubirea amin. în inima mea. Isus, Isus, mereu te oi îmi umple cu dorul pe care îl aștept, și ochii și glasul, și inima n piept. Îmi umple cu dorul pe care l aștept și ochii și glasul și inima în piept. O creștem iubirea, Iisus e iubit, să fiu de -a ei haruri de plin copleșit. Să-mi crească în suflet Cu vale după val Ca ce crește Și dă peste mal Să-mi crească în suflet Cu vale după val care ule ce crește și dă peste mal. O creștem iubirea, iubite Iisus, în starea și locul în care mai pus să por pretutindeni. belle shugui dehar heart, shy a reversary, sanaiba hotar. So sa poor preto tindam, Bell sugar, the heart, shy a o creștem iubirea cu focul sfințit și chiar de marare de să fiu mistuit flămând de iubire mereu te-aș ruga o creștem iubirea în În de iubire mereu te rugam o, ruga. o creștem iubirea În inima mea. amin 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 Vă amin familia Ozan. Frașii și sorori, dorim să... A... Nunți programul pentru ziua următoare, așa cum știm cu toții, mâine dimineață avem părtășie și rugăciune. La ora 11, ora României, în care va conduce fratele Păstor Gaetanu. Vrem să vă anunțăm, frați și surori, mâine seară va predica fratele Păstor Vasile Hozan din Canada. Domnul să-l și se să dea putere și mult har. Așa cum știm că în această seară va predica fratele Ilie Hozan să ne rugăm în continuare și să zicem vorbește, Doamne, că și robii tăi ascultă. Frați dorim să mai ascultăm o slujire. Se va pregăti familia Fofiu. Ne cerem iertare pentru toți cei care ați mai avut dorință să mai slujiți și nu v-am putut pune. Data viitoare o să vă punem primii. Domnul să vă binecuvinteze. Ascultăm familia Fofiu și pe urmă cuvântul Domnului și Domnul să dea putere și har. Amin. Să să fie Domnul. Un cânt de crăsună în inima mea, E dragostea pentru Isus și arde ca flăcărane ceva, și mă fericește nespus. Orice suferit și lacrimi pierbinți, ce-mi de sunt pe mea casă. Știu că Isus mă iubește, nespus spus, și mă așteaptă în cerul sus. Un cântec de dragoste am făurit, cu el, Doamne, vreau să slujesc, și din zor de zi până noapte să spun vreau mereu te iubesc. Nici când noi uita că dragostea ta ca jertfă te dat pe pentru mine. Cumplitul păcat pe veșnii l-ai spălat. Altă sânge nevinovat cânte grăsună prin buși și prin văd, și chiar peste mări s-a întins, răsună, răsună voios și se întinde mereu, întregul pământ l-a cuprins. Cu toții aflat și vă bucurați, iertată vă e orice vina. O fie slăbit, al meu Domn prea iubit, când al meu suflet ai mântuit. Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! ia -mă tot sufletul meu, păstrează-mă veșnic, lasă-n nu păstrează-mă într-una mereu. Iisuse Divin, un unul de spini, mă lasă suport pentru tine. Să-ți pot, pot arăta dorul și dragostea care cântă în inima mea. Amin, amin. Domnului Domnului. amin, amin. Domnul Iisus vă binecuvânteze familia Fofiu. Frații și înainte să dăm loc la fratele Ileozan, vreau să vă binecuvântez pe toți cei care ne urmăriți de pe ZOM, cei care ne urmează de pe YouTube și de pe alte canale. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Mulțumim și echipa media. Acum am dorit, frați și surori, să ne deschidem inimile și să ascultăm cuvântul Domnului cu bucurie. Și Domnul să dea putere și har. Fratele Ilie Ozan, deschideți vă rog microfonul, aveți cuvântul. Slăviți să fie numele Domnului, Domnul să vă binecuvinteze pe toți și am dorit din nou, dragii mei frați și surori, Așa cum spuneam și altă dată, pentru că Domnul ne-a făcut mult bine și ne-a îngăduit din nou să ne vedem și împreună să fim la altar în seara aceasta. Haideți să ne unim inimile împreună și cu toții să zicem bine să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, amin, amin, amin. În această dupămasă, mei, cu ajutorul Domnului, am să citesc un cuvânt care este foarte cunoscut, dar acesta mi a pus Domnul pe inimă și cuvântul acesta se găsește în Iuda, capitole, versetele 20 și 21, care sunt așa de cunoscute. Și spune cuvântul Domnului în versetul 20 și 21. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Trăim, așa cum știți, și foarte mulți frați care vorbesc din Cuvântul Domnului menționează lucrul acesta. Trăim în zilele sfârșitului, dragii mei. Este atâta ură, atâta dezbinare. În lumea aceasta, atâta mândrie, înălțare și atâta moarte. În dupămasa acestei zile, dragii mei, cuvântul Domnului din dupămasa aceasta mă învață și ne învață. Că așa începe cuvântul și rostea Iuda cuvintele acestea, dar voi, prea zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Dar voi, care voi? Noi care suntem în seara aceasta aici și toți aceștia, dragii mei, prin harul lui Dumnezeu au fost mântuiți și răscumpărați smurși din moarte, smuș din păcat, smurși din întuneric smulgi de sub puterea satanii și strămutați în împărăția Fiului Dragostei lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Iuda spunea în versetul 3, Prea pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silip să vă scriu, să ca să vândem să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Vedeți, dragii mei, cum spune? Prea iubiților, mări să fie numele Domnului, vândem ca să vândem să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Sunt multe feluri de credință în lumea aceasta, dragii mei, dar numai una este credința dată Sfinților o credință adevărată, o credință vie, o nădejde vie, care am primit-o de la Dumnezeu prin Har, prin Hristos. Mări să fie numele Domnului. Cuvântul ne în aceasta, prea lor, zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă. E o credință vie, sfântă și binecuvântată, dragii mei. Și credința aceasta n-a fost dată tuturor oamenilor. Pentru că nu vor să o primească. Dar aici spune care a fost dată sfinților. Păi cei ce iubesc pe Dumnezeu, dragii mei, cei ce îl doresc, așa cum spunea David într-un salm, și spunea el, așa cum dorește un izvor, un, un cerb izvorele de apă, limpe, curate, cristaline, în psalmul 42, așa te dorește sufletul meu Dumnezeule pe tine, sufletul meu însetează după Dumnezeul meu. Vedeți, dragii mei, cum dorește un cerb izvoale de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Întrebarea pe care o pun, mi-o pun mie și o pun dumneavoastră tuturor celor ce mă ascultați în seara aceasta. Ce ne dorește sufletul? Ce caută sufletul meu? Pe cine îl dorește? Îl dorim cu adevărat pe Dumnezeu? Dacă îl dorim pe Dumnezeu așa cum David exprima în cuvântul acesta și uh, spunea, sufletul meu însetează după Dumnezeu. Este o sete, dragii mei, în sufletul nostru care nu poate fi stâmpărată cu nimic altceva decât numai cu dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu însăși care este dragoste. Mări să fie numele lui Dumnezeu. Mulțumesc mult! Vedeți, dragii mei, cât de minunate sunt cuvintele acestea a lui Dumnezeu. M-am uitat în 1 Ioan, în capitolul 3, cum se adresa slujitorul acesta a lui Dumnezeu. 3 cu 1 spunea în felul următor, până la versetul 3. Uitați-vă cum spune aici. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Vedem, dragii mei, ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai Lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Și uitați-vă versetul 2 cum începe din nou. Prea iubiților. Nu știu dacă putem realiza, dragii mei, și putem pătrunde adâncimea exprimării acestui cuvânt prea iubiților. Știți dumneavoastră ce preț avem noi înaintea lui Dumnezeu, dragii mei? Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Și au zis, dragii mei, versetul 3, Oricine are nădejde de aceasta, în el se curățește după cum el este curat. Care nădejde, dragii mei? Avem nădejde de aceasta că într o zi vom ajunge să fim cu Hristos, cu Dumnezeu în împărăția lui pentru veci vecelor? Avem nădejde de aceasta. Domnul să ne mărească această nădejde și să ne umple inima, dragii mei, de această nădejde a mântuirii, a revederii cu preaiubitul sufletului nostru. Preaiubiților! M-am uitat, dragii mei, în cuvântul lui Dumnezeu, cum încă din vechime, în Daniel, capitolul 9, versetul 23, uitați-vă cum să-i exprima cuvântul aici, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 23, când ai început să te rogi, a ieșit cuvântul și o vin să se vestesc. La cine vine? La cine o vine Gavril, îngerul Domnului? Când ai început să te rogi, mă rog, Domnului, lăsați versetul acesta, acest, ce o să continui cu el. Vedeți, dragii mei, ce înseamnă să fii prea iubit. Când ai început să te rogi, când începem să stăm de vorbă cu Dumnezeu, de aceea Psalmul 1 spunea, ferice de cel ce curge tăzua și noaptea la legea Domnului, că ce este ca un pom să lângă un izvor de ape ale cărui frunze nu se veștejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Când începi să te rogi, ai început să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să-ți-l că tu ești prea iubit și scump și înțelege vedenia aceasta. Ce minunăție, dragii mei, ce fel binecuvântat în care Dumnezeu se z celor ce-l iubesc. S-a adresat lui Daniel cu cuvintele acestea, că -și tu ești prea iubit. Cum suntem noi înaintea Lui Dumnezeu? Mulțumesc! O să revin înapoi la Daniel. Dar mă duc din nou la versetul acesta care l-am citit, dragii mei. Dar voi prea iubiților, zidiți-vă! O să mă duc la cuvântul acesta și la lucrarea aceasta de zidire. Dar aici cuvântul, dragii mei, îmi cere mie și ne cere nouă să ne zidim pe credința voastră prea sfântă. Cum ne zidim? Rugându-ne prin Duhul Sfânt. Și mă rog în după masa aceasta ca Domnul să reversă o îndoită putere din Duhul Sfânt peste fiecare dintre noi, dragii mei. Să putem să ne zidim sufletește. Sufletul meu tânjește după Dumnezeu. Spunea David în Psalmul 42. Când mă voi duce să mă înfățășez în fața Lui? Să toarne Domnul dragostea aceasta în inimile noastre, dragii mei. Acum mă întorc din nou la Daniel, capitolul 10, versetul 10 până la 12 și apoi 19. Uitați-vă ce spunea aici cuvântul Domnului. Și iată, deci Daniel 10, de la 10 în jos, 11, 12 și 19. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchi și pe mâinile mele. Versetul 11 din Daniel 10. Apoi mi-a zis, scuzați-mă, Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luarea minte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stătut în picioare, tremurând. Daniele, om prea și scump. Versetul 12, el mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te zmerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor acestea, vin eu acum. Tu ești prea iubit, Daniel, om prea iubit și scump. Am citit în versetul 11. Nu te teme că și cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi. Dar răspunsul care a fost adus lui Daniel n-a venit decât după 21 de zile. Poate adeseori, dragii mei, disperăm când venim înaintea lui Dumnezeu, când ne rugăm și nu primim pe moment răspuns de la Dumnezeu. Parcă e închis cerul. Parcă să dărâmă totul peste noi. Asta e o lucrare demonică, o lucrare satanică prin care vrăjmașul caută să ne zdruncine să ne clatine de pe temelie, dragii mei. Dar mulțumim în numele dragostei lui Dumnezeu că -și Domnul ni s-a descoperit și ne-a ajutat și vă ajunge și la cuvântul acesta și ne-a dat putere să ne zidim și să zidim pe stânca care este Hristos, mări să fie numele lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis, Daniele, om prea iubit și scump, Acum versetul 19 din Daniel 10 spune, Apoi mi-a zis, nu te teme. De nimic. Doamne, ce bărbătare, dragii mei. Cum să nu ne zidim, dragii mei, când vine un astfel de răspuns din partea celui ce dă viață și omoară, ridică și coboară. Și Dumnezeu pe ai lui îi binecuvintează îi cercetează, ne ridică, ne mângâie, dragii mei. Apoi mi-a zis, nu te teme de nimic, om prea iubit. Și au zis cuvintele, paceție, mă rog în după masa aceasta, toți cei ce mă ascultați, pacea lui Hristos la care am fost chemat și chemați, pacea asta să pătrundă în fiecare suflet și în fiecare cort a tuturor celor ce suntem la părtășie. Și mă rog ca pacea aceasta a lui Hristos să rămână în poporul Domnului, dragii mei, între frați, între surori, între sos, între părinți și copii. Căci dragostea lui Dumnezeu ne adună. Dragostea nu împrăștie. Dragostea nu face rău semenul său. Nu se mânie. Nu aruncă o cara asupra propriului său mări să fie numele Domnului, să ne umple Domnul de această pace. Așa, fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis, vorbește Domnul meu că și mai întărit. Nu te teme de nimic, om preiubit. iubit. Mări să fie numele Lui Dumnezeu. Prea lor, zidiți-vă, dar voi prea zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Această credință, cum am citit mai înainte, dragii mei, care a fost dată sfinților, dată pentru totdeauna. Astfel de credință a fost dată odată, nu se mai dă alta. Depinde de mine și de dumneavoastră, de noi, cum o păstrăm. Și Domnul să ne ajute să păstrăm credința aceasta în inim curate, dragii mei. Mă uitam, mulțumesc mult, mă uitam la cuvântul pe care îl vorbea fratele Cristian și el nu rostise decât cuvântul ultime, ultimul rând din versetul 19 din 2 Timotei, a doua Timotei, o pus acolo și el o rosti cuvântul și de acolo o mărs în jos. Dar a doua Timotei, dacă vreți să puneți cap -ă, capitolul 2, 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 19. Uitați-vă cum începe cuvântul acolo. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Niciodată temelia aceasta, dragii mei, nu se va zgudui, nu se va clătina, nu se va sfărâma, nu se va dărâma, nu va dispare. Că temelia e Hristos, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Totuși temelia a lui Dumnezeu stă nezgutuită. Având pecetea aceasta, această temelie are o pecete, dragii mei. Și cuvântul spune, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Dacă suntem ai Domnului și pecetea aceasta este noi, că noi am fost pecetuiți, noi am fost unși de Dumnezeu, cu Duhul Sfânt am fost pecetuiți, sigilați pentru Dumnezeu, pentru împărăție, dragi mei. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și dacă suntem mai Lui, vedeți sfatul care ni l dă. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Și Domnul să ne dea putere. Și apoi în continuare, cuvintele care le-a citit fratele Cristian, spunea acolo că într-o casă mare sunt mai multe feluri de vase. Unele pentru, așa, într-o casă mare, nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocare. Întrebarea mea, dragii mei, ce vrem să fim? Ce fel de vas? Ce fel de slujitor? Și acolo mai jos merge, oricine se curățaște, devine un vas de cinste folositor stăpânului său. Mă rog, dragii mei, frați și surori și prieteni dacă sunt, să ne ajute Domnul să fim vasă de cinste folositoare pentru lucrarea lui Dumnezeu. M-am uitat în cuvântul Domnului, dragii mei, în Corinteni, în capitolul în Cartea Romanilor, iertați-mă, în capitolul 12, spune în versetul 6 până la 8, în felul următor. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorocie să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Auziți, dragii mei, cine are darul prorocie să-l întrebuințeze după măsura credinței lui prin credință să fac toate lucrările, dragii mei. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. domne ajută-ne! Să mângâiem, să îmbărbătăm, să ridicăm, să adunăm împreună cu Hristos, să nu împrăștiem. Că dragostea ne adună, dragii mei. Uram, împrăștie. Versetul 8 spune, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Și au zis, dragii mei, cine face milostenie să o facă cu bucurie, Doamne ajută-ne, Doamne dă-ne putere, mări să fie numele Lui Dumnezeu. Mulțumesc mult de ajutorul care mi-l dați prin afișarea acestor cuvinte. Cât de minunat este Dumnezeu, dragii mei! Cum am zis la început, când ne uităm în jurul nostru, dacă n-ar fi Dumnezeu stăpân în viața noastră și dragostea lui Dumnezeu, n-ar locui în noi, ne-am ne pierde, dragii mei, ne-am îngrozit de ce se întâmplă în lumea aceasta. Cei răi arată Cuvântul lui Dumnezeu, cum vorbește în Salmul 1, nu au pace! Cei răi nu pot sta în adunarea lui Dumnezeu. Dar mulțumim lui Dumnezeu că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastră prin Duhul Sfânt. Cum am citit în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Ne-a dat dreptul acesta, dragii mei, să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l -o cunosc nici pe el. De aceea, Iuda, Venea aici în cuvântul Domnului Iuda și spunea, dar voi, prea iubiților, zidiți-vă! Haideți, dragii mei, prin ajutorul Duhului Sfânt să ne zidim, cum am citit din Roman 12. Fiecare dintre noi, Domnul ne-a dat o slujbă, ne-a credințat un dar sau mai multe, la fiecare cum Domnul o găsă cu care să dea. Și depinde de, în, în unele cazuri și de noi. Vrem daruri? Trebuie să stăruim, să cerem, dragii mei. Că cine cere capătă, cine bate ei să deschide, cine întreabă ei să răspunde, mări să fie numele lui Dumnezeu. Dacă Domnul ne-o chema la slujba aceasta a împăcării, a așa să zădeaște trupul lui Hristos, dragii mei. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufleteaște pe credința voastră prea sfântă. Îi mulțumim lui Dumnezeu de această credință. Cum spuneam de atâtea orice, nu pot să nu amintesc cuvintele acestea pentru că se potrivește cu cuvântul care l-am citit. Efesen 2 cu 8. Prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci darul lui Dumnezeu. Dragii mei, un dar, e un dar, e un lucru primit, nu l-am avut l-am primit, ni s-a dat. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru darul credinței. Așa cum am uitat, dragii mei, în Evrei, în capitolul 11, cuvântul Domnului are definiția aceasta despre credință și spune și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd mărit să fie numele lui Dumnezeu. Când m-am uitat aici, dragii mei, ce vorbește de credință, de exemplu, Vesetul 6 din Evrei 11 ce spune, și fără credință este cu neputință, auziți, dragii mei, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, că cine se apropie de Dumnezeu, Trebuie să creadă că El este, și că El răsplătește pe cei ce îl caută. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă, dragii mei. Și că El răsplătește pe cei ce îl caută. Vine ziua răsplătirilor, dragii mei. Domnul să ne ajute să ne zidim pe credința noastră prea sfântă ăsta e darul lui Dumnezeu care l-am primit, care ni l-a dat și mulțumim că ne-a făcut parte de el. Și aici enumără atâtea stări și atâtea situații ale celor ce l-au iubit pe Dumnezeu. De exemplu, dragii mei, versetul 9 și 10 spune din Evrei 11. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacob, care erau moștenitori cu el, ai aceleași făgăduință. Dumnezeu le-a făcut o făgăduință. Lu Avram, e vorba de Avram aici, dragii mei. Prin credință a venit el și s-a așezat în țara făgăduinței. Ca într-o țară care nu era a lui. Uitați-vă, dragii mei, ce se întâmplă în Middle East, în Israel, în Orientul Mijlociu, dragii mei, ce se întâmplă în vremea aceasta? Vedeți tulburările astea? Cum caută toate țările islamice și nu numai. Dacă le ar îngădui Dumnezeu, cum zicem noi românii, avem vorba aceasta, iar bea într-o lingură de apă, iar șterge de pe fața pământului. Dar asta nu se va mai întâmpla altul. Pentru că Dumnezeu a făgăduit țara aceasta lui Avram și va rămâne țara aceasta, dragii mei, veșnic, cât vor ținea vremurile, până va veni Domnul. Va fi a poporului binecuvântat, pentru că a fost dată prin făgăduință lui și seminței lui, mări să fie numele lui Dumnezeu. Apoi în versetul 10 din capitolul 11 din Evrei spune, căci el, așteptatea, aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a făgăduit, dragii mei, lui Avram, țara ca moștenire, țara aceasta a lui Israel, el știa că este o altă cetate cu temelii tari, cu temelii veșnice, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. M-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu, dragii Apocalipsa, cu rei referire la ce am citit din versetul 10 din Evrei 11, că cel a așteptat cetatea care are de ale cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Apocalipsa, capitolul uh, 21, spune versetul 14, zidul cetății, avea 12 temelii. O, Doamne Mare, ești! Zidul cetății avea 12 temelii și pe, ce, și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli. 12 temelii! Cetatea care avea temelii tari! Dacă ne ducem, dragii mei, în Efeseni, în capitolul 2... Uitați-vă ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu că e vorba de zidire. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă precredința voastră, prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Capitolul 2, Efeseni. Deci Efeseni, capitolul 2, spune cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 18 la 22. Următoarele cuvinte. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Prin cine? -i? Care e El? E vorba de Hristos, dragii mei. Că și prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Slăvi să fie numele Lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce urmează, versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici trăini, nici oaspeți ai casei mări să fie numele Domnului. Nu mai sunteți străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Noi suntem casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu, dragii mei. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Versetul 20 urmează și spune, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos, slăviți și binecuvântați să fie numele Domnului. Am fost de Dumnezeu pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. Dar el și temelia și o să mă duc acolo, dragii mei. Versetul 21, spune în felul următor. Auziți ce frumos descrie Pavel aici, dragii mei. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Măriți și binecuvântat să fie Domnul. Versetul 22. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș a lui Dumnezeu prin Duhul, măriți să fie numele lui Dumnezeu. Prin Iisus Hristos, noi suntem zidiți împreună ca să fim un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat și spunea Domnul Iisus Hristos, Tatăl meu lucrează, de asemenea și eu lucrez. Hristos a dus la Tatăl, dar a trimis un mângâitor. Și mângâitorul acesta care este Duhul adevărului, dragii mei, cu care am fost pecetuliți pentru ziua răscumpărării, nu ne lasă să fim nici leniși, nici neroditori. El lucrează. Lucrează la pregătirea bisericii, la pregătirea poporului înaintea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru dragostea cu care ne-a iubit, dragii mei, frați și surori. Noi, deci în el, versetul, citesc versetul 21 din Efeseni 2. În el toată clădirea bine închegată crește. Nu scade, dragii mei. Clădirea aceasta crește, să zâdește. Se ridică. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Când lucrăm cu Dumnezeu împreună, când Dumnezeu este mergător înaintea noastră, noi călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos și Domnul ne-o chema să fim eu împreună cu El nu să o luăm înaintea Lui, ci să călcăm pe urmele Lui și cu El să fim lucrători, atunci clădirea crește, se zâdește, se întărește, slăvi să fie numele Domnului, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și din nou versetul 22. Și prin El... Și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul mări să fie numele Domnului. Dar, Vine cuvântul din Corinteni, dragii mei. În Corinteni, capitolul 1, capitolul 3, de la versetul 10. Uitați-vă ce spune în Corinteni, capitolul 3, cu versetul 10. Este vorba de zidire. După harul lui Dumnezeu, har, grațiere, îndurare, dragoste, bunătate, dacă vreți, dragii mei, care mi-a fost dat. Eu ca un meșter zidar, ce cuvinte folosește Pavel, eu ca un meșter zidar, înțelept, să știți că oamenii lui Dumnezeu sunt înțelepți, dragii mei. Pentru că Dumnezeu, cum am vorbeam, lăsați aici versetul, Dumnezeu, cum citeam altădată, din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30, Dumnezeu l-a făcut pentru noi, Înțelepciune, neprenire, sfințire, dragi mei, răscumpărare. Noi suntem înțelepți datorită lui Hristos. Și Îl bine cuvântăm pentru lucrul acesta. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca umește, zidar înțelept. Înțelept să zidesc împreună cu Hristos, cu Duhul Sfânt. Am pus temelia și un altul clădește deasupra dar fiecare să ia, seama, să ia bine seama cum clădește. Vedeți, dragii mei, ce ne cere cuvântul lui Dumnezeu în după masa aceasta, în seara acestei zile, fiecare dintre noi care suntem la părtășie, dar fiecare să ia seama bine cum clădește deasupra. Următorul verset, o să citesc până la 15. Căci nimeni, Auziți, dragii mei, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă. Care i temelia? Hristos și care este Isus Hristos. El i temelia, el e piatra din capul unghiului, mări să fie numele lui Dumnezeu. Cu el și-a început Dumnezeu lucrarea și prin Hristos o va duce la bun sfârșit, dragii mei. El i și temelia el și piatra din capul unghiului. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie. Pe ce zădim, dragii mei? Pe ce clădim? Lăsați aici versetul, reamintesc versetul care l-am citit din Iuda. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Ne-a tras atenție Pavel îndemna și mânat de Duhul Lui Dumnezeu să luăm seama cum clădim. Versetul 12. Ce zice versetul 12? Iar dacă clădește cineva pe această temelie, clădește sau zădește, e tot același lucru, dragii mei. Aur, Argint, pietre scumpe, lemn, fânt, trestie. Versetul 13. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Vine ziua, dragii mei, când se va face o deosebire între cei ce au zidit aur, argint, pietre scumpe sau lemn, fânt, trestie. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. O, Doamne, ai milă de noi! Doamne, dă-ne lumină și înțelepciune, îmbracă-ne cu Duhul Tău, cu puterea Ta, să zădim împreună cu Tine, ca lucrarea noastră să rămână, dragii mei. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Păi să te ostenești toată viața. De ce ne trudim, dragii mei? De ce ne ostenim? De ce luptăm? De ce plângem? De ce dorim împărăția lui Dumnezeu? Că îl iubim pe Dumnezeu, nu? Când iubim pe Dumnezeu, trebuie să iubim și pe frați. Să zâdim, să ridicăm, să îmbărbătăm să întoarcem pe cei ce o rătăcit de pe cale împreună cu Hristos. Să smulgem din foc, așa spune Iuda. Dacă vă stăm putință, smulgeți chiar din foc. Pentru că vine ziua când lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dar uitați-vă ce zice versetul 15. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. O, Doamne, e bună mântuirea, dragii mei, dar eu n-aș vrea să ajung să fiu mântuit ca prin foc. Să ne păzească Domnul de lucrul acesta. Să nu ne pierdem răsplata, dragii mei. Slăvi să fie în numele Domnului, să ne dea Domnul putere să clădim pe temelia aceasta pe Hristos aur, argint și pietre scumpe. Noi avem un preț înaintea lui Dumnezeu și suntem iubiți cu, pot să spun lucrul acesta, îmi place foarte mult să spun, cu o dragoste de săvârșită, dragii mei. Că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu încât l-a dat pe Hristos, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Uitați-vă, dragii mei, cuvintele pe care îl răstea Dumnezeu, gura lui Dumnezeu, despre cei ce îl iubesc pe Dumnezeu. Cartea Maleahilor spune Cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 16 la 18 și apoi 4 de la 1 la 2. Uitați-vă ce spune Cuvântul Domnului. Atunci, deci Maleahii, capitolul 3, versetul 16. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă, cei ce iubesc pe Domnul, lucrează împreună, vorbesc despre Domnul, dragii mei. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere a a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Și uitați-vă ce zice versetul 17. Cum vorbește Dumnezeu aici despre cei prea iubiți? Auziți? Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită. Doamne ce har! Ce îndurare și ce binecuvântare! Noi să fim o comoară deosebită a lui Dumnezeu în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cu mare milă un om de fiul său care îi slujește. Ei vor fi ai mei, zice Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeul Avram, Isaac și Iacob, dar și Dumnezeul nostru, că e Dumnezeul nostru, dragii mei. Apoi versetul următor, 18. Să nu vă pierdeți nădejdea, dragii mei, să nu cădeți în deznădejde, să nu ne îndoim în credință că se vor întâmpla cuvintele acestea, vor lua ființă într-o zi și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău. Dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Vine ziua când Dumnezeu va face separarea aceasta, dragii mei. Apoi versetul, capitolul 4, versetul 1 și 2 spune în felul următor. Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor. Ce am citit în 1 Corinteni 3? Dragii mei, că ziua Domnului, în ziua aceea când vine Domnul, fiecare lucrare va fi testată. Dacă va arde, își va pierde răsplata. Căci iată vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul știrilor, că nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Și versetul 2 spune în felul următor. Dar pentru voi, pentru voi, preobiților, care vă zidi sufletește pe credința voastră prea sfântă și vă rugați prin Duhul, dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprionirii și tămăduirea va fi sub taripele lui. Veți ieși și veți sări ca viței din graș. Mare Dumnezeu, dragii mei! Nu să merită să ne luptăm, să zădim împreună cu Domnul? Doamne, dă-ne putere la lucrul acesta! Pentru că mă duc la Matei, la capitolul 25, dragii mei, unde cuvântul Domnului spune în felul următor, ca să vedeți că se va face o deosebire. Mai întâi, 25, unde spune cuvântul Domnului în versetul 31. Uitați ce cuvinte spune aici. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți ființe îngeri, va ședea pe scaunul de domnia a slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Și auziți ce citisem și în 1 Corinteni 3, și în Maleahi 3 și 4, câteva vestete, ce spune aici cuvântul Domnului în 25 Matei. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Vine ziua, dragii mei, când se va face deosebire între cel neprănit, sfânt, curat și între cei nelejuiți. Și uitați-vă ca să nu iau prea mult timp, pentru că mai am de vorbit câteva cuvinte. Versetul 41 de aici, din 25, spune în felul următor. Iertați-mă, am, am sărit peste cuvântul 34, versetul 34, iertați-mă. Dacă vreți să puneți 34 și 35, și apoi mă voi duce la 41. De deci, ce? Versetul 34. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta lui: Veniți binecuvântați Tatălui meu de în împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea Lumii. Binecuvântați Tatălui. Veniți. Următorul verset, 35. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați îmbrăcat. Am fost gol, nu mai citesc, că cunoașteți lucrul acesta. Asta va fi pentru cei neprehăniți. Dar versetul 41, deosebirea care va fi, uitați-vă, apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților, o Doamne Iisusă. Ce diferență mare este între ceea ce am citit din versetul 34, veniți bine binecuvântați Tatălui și aici spune, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost, a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și versetul 45 spune, și el drept răspuns le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut, aceste lucruri, unuia dintre acești foarte nesemnați, frața ei mei, mie nu mi le-ați făcut. Mă rog, Domnului, să ne dea putere, dragii mei, să fim de -o împreună lucrători cu Domnul. Să ne zidim pe credința noastră prea sfântă. Uitați-vă, dragii mei, cum zideau odinioară. M-am uitat și dacă vreți să vă uitați, M-a pus foarte mult în uimire și m-a mișcat foarte mult cuvintele din Nemia, capitolul 4. Când s-au întors din robie, cei ce s-au întors din Babilon, când împăratul Ataxese vorbea cu Nemia și când l-a trimis să zădească cetatea, spune cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 6, 4 cu 6, am zidit zidul care a fost isprăvit pentru până la jumătatea înălțimii lui. Și poporul lucra cu inimă. Era vorba de, ce, vorba de zidul care înconjura cetatea, care a fost dărâmat. Și Nemia, și Ezra lucrau toți împreună, dragii mei, frați aceștia. Am zidit zidul care a fost însprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui. Deci era ridicat până la jumătate și poporul lucra cu inimă. Dar era un vrăjmaș acolo care au căutat să-i oprească din zidire, dragii mei. Așa cum în vremea noastră, diavolul răgnește, lăsați aici cuvântul că mă voi întoarce. Doar câteva cuvinte vreau să amintesc. Avem de luptat împotriva unui vrăjmaș care dă târcoale zi și noapte și răgnește ca un leu. Să te dărâme de pe credința ta prea sfântă și să ne oprească din alergare, din lucrare, dragii mei. Am zidit zidul care a fost risprăvit pentru tine până la jumătate din înălțimea lui și poporul lucra cu inimă. Versetul 8. Uitați-vă ce spune, dragii mei. Versetul 8. s a unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. ăsta e diavolul pentru noi în ziua de astăzi. Caută să despartă, să omoare, să aducă ura, vrajba, neînțelegerea, să nu ne putem înțelege, să nu ne putem zidim. Domnul să ne păzească e lucrurile acestea și e duhurile acestea și Domnul să le nimicească puterea, dragii mei. Apoi, în versetul 9 spunea în Nemia, ne-am rugat Dumnezeului nostru, și am pus o straje. Doamne, ce cuvinte minunate! Haideți să învățăm, să învățăm de la oamenii aceștia. Ne-a rugat Dumnezeului nostru și am pus o straje zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor nouă, lor. Noi trebuie, dragii mei, să stăm de strajă, să ne rugăm unii pentru alții, să ne zidim pe credința noastră prea sfântă și Domnul să ne ajute. Apoi în versetul 10 spune cuvântul Domnului. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim zidul. Vine îndoiala și peste noi. Vine necredința, deznădejdea. Domnul să nu ne lasă să ne întărească, dragii mei, și să ne dea putere să putem zidim împreună cu Hristos. Apoi, dragii mei, aș vrea să citesc doar de la versetul 20 la 23 și să mă apropiu de încheiere. E foarte important cuvântul acesta să luăm seama la zidire, dragii mei. Domnul ne cerem să zidim pe credința noastră prea Versetul 20 spune, la sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Câtă încurajare a adus cuvintele acestea poporului, dragii mei, la sunetul trâmbiței, când se scoală un proroc, un vas al lui Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu și ne îndeamnă la zmerenie, la post, la rugăciune, la strângerea rândurilor, dragii mei, să nu neglijăm chemarea aceasta, sunetul acesta al trâmbiței, îndemnul acesta care vine din partea lui Dumnezeu. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde ve o veți auzi, Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Mări să fie numele Domnului, versetul 21. Așa făceam lucrarea. Jumătate din noi, stând cu sulița în mână, din zorii zilei până la ivirea stelelor. Doamne, câtă putere a dăruit Dumnezeu acestor oameni pentru a-și duce zidirea la capăt, să zădească zidul. Versetul 22 și apoi 23. În același timp am zis poporului, și auziți, fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Noaptea nu se poate lucra, dragii mei. Vine noaptea că nu se va mai putea lucra. Dar să lucrăm câtă vreme este zi. Și versetul 23 care vă spun m-a uns la inimă când am văzut sfatul acesta dat poporului. Și nu ne-am dezbrăcat de haine nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii mei de strage, care erau suporunca mea, fiecare se ducea cu armele la apă. Nu ne-am dezbrăcat de hainele noastre. Vreau să închei cu cuvintele acestea, dragii mei, care sunt așa de cunoscute, și atât de importante pentru noi, dragii mei, în vremea aceasta. Nu vom putea birui fără armătură. Efeseni, capitolul 6, citesc cuvintele acestea și voi încheia, dragii mei. De la versetul 10, le cunoașteți așa de bine, este vorba de zidire, de îmbrăcăminte. Domnul să ne dea putere să facem lucrul acesta. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Următorul verset. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să ne apiept împotriva unieltirilor diavolului. Toată armătura lui Dumnezeu, dragii mei, să ne rugăm Domnului să o avem și niciodată să nu ne dezbrăcăm de ea, să nu o lăsăm jos. În momentul când lași armătura aceasta, ești biruit de vrăjmașul. Următorul verset, în 13, spune, Că așa mulțumesc 12, că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor, în întunericul acestui veac, împotriva duhului răutății care sunt în locuri de cerești. Duhul acestea răutății, dragii mei, în ziua de azi, nimicește, dărâmă, omoară, desparte, scoate din împărăție. Domnul să ne ocrotească și să ne dea biruință în continuare. Versetul 13. De aceea a toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cearea și să rămâneți în picioare, auziți, după ce veți fi biruit totul, Doamne, dă biruință în toate lucrurile. Versetul 14. Spune în felul următor, stați gata, dar, având mișlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprieniei. Cum stăm cu adevărul, dragii mei? Ne place adevărul. Știm că adevărul ne face slobos? Domnul Iisus spunea în Ioan 14, în 6, Eu sunt calea adevărul și viața. Versetul 15, Având în picioare având picioare încălțate cu râvna Evangheliei păcii, Doamne, umple-ne de pace și să o putem duce mai departe. Versetul 16 și până la 19 o să ces. Pe deasupra tuturor acestor lucruri, luați scutul credinței despre care am vorbit câteva cuvinte, cu care vom putea sau veți putea stinge toate săgețele arzătoare ale vrășmașului. Vă aduceți aminte că Petru spunea, împotriviți-vă diavolului tare în credință și el va fugi de la voi. Vorbește și Petru și vorbește și cartea lui Iacob. Versetul 17. Luați coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Și versetul 18 și 19. Faceți în toată vremea prin Duhul. Așa am început cuvântul, dragii mei, din această zi. Voi, prea iubiților, zidiți-vă, sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viață veșnică. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cere, vechează aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și versetul 19 și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Amin. Nu uitați, dragii mei, rugăciunea. Are mare putere rugăciunea celui neprănit. Domnul să ne ajute ca prin Duhul să facem tot felul de rugăciuni, așa cum demna și la rugăciune fratele Cristian. Noi suntem îndemnați, dragii mei, să ne rugăm unii pentru alții, cum arată și în Cartea Corintenilor, să plângem cu cei ce plâng. Nu disprețuiți necazul nimănui. Haideți, dragii mei, să rămânem în dragostea lui Dumnezeu și să ne zidim sufletește pe credința noastră prea sfântă. Credința aceasta care a fost dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Mări să fie Domnului, mulțumim Domnului pentru ea. Prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine la voi, ci darul lui Dumnezeu. Amin. Fiți binecuvântați. Amin, amin. Domnul Iisus vă binecuvânteze, frate Ileozan. Un cuvânt minunat, slăvi să fie Domnul. Domnul ne-a vorbit și prin cântări, cântări minunate și cuvântul Slavă. a fost venit din partea Domnului, prin Duhul Sfânt, slăvi să fie Domnul. Frați și surori, am dorit acum, frate Ileozan, să înălța și o rugăciune pentru grupul Domnului este aici și pentru noi toți. Noi ne vom duce înainte Domnului și dumneavoastră cu voce tare. În numele scump al Domnului Iisus Hristos, acum la încheierea acestei slujbe, din după masa aceasta, împreună cu frață și surorile Doamne, care au fost la părtășie, au avut posibilitatea, te rog să lași bine cuvântarea ta în continuare peste noi, unul fiecare în parte. Să faci ca cuvântul acesta, Doamne, vestit. Să aducă mângâiere, să aducă zidire, să aducă îmbărbătare, să aducă ridicare, Doamne, transformare, te rugăm prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, întărește-ne în credință, Doamne. Mărește-ne credința, mărește-ne puterea, nădejdea și dragostea. umple ne de dragostea Ta, unul pentru altul. Și ajută-ne, Doamne, să lucrăm la zidirea noastră, Doamne, la întărirea credinței noastre în numele Tău. Binecuvintează gruparea Domnului este aici, toți frață, Doamne, de pe grupul acesta și de pe întreg latul pământului. Binecuvintează-ne pe toți, Doamne! Revarsă harul în durarea, binecuvântarea Ta, binecuvântările Tale cerești pământești, domnicești peste fiecare în parte, Doamne! Te rog, lasă mângâiere peste inimile zdrobite, inimile mâhnite, lasă un duc de înviorare, Doamne! Lasă bucuria mântuirii și pacea Ta să domnească în colturile în familie noastre, între soți, soții, între părinți și copii între frați și între surori. Binecuvintează toți slujitorii, Doamne, de pe grupul Domnului este aici. Ai milă și de fratele Gaitanu, Doamne, însoțaște în lucrarea lui, acolo unde este, Doamne. Dă-i biruință, lasă harul și ungerea, călăuzirea Duhului Sfânt peste el, să poată lucra pentru slava și gloria numelui Tău de Dumnezeu. Binecuvintează în continuare și pe fratele Neluțu, Doamne, pe fratele Ionel, Doamne Dumnezeule, pe Andrei, pe toți frații care lucrează, Doamne, pentru transmiterea acestea, acestei, transmisii pe online. Dă-le lumină, dă-le înțelepciune și răsplătește o seneala și dragostea lor. Binecuvintează frață slujitor, Doamne, întărește-i pe fiecare în parte și fă, Doamne Dumnezeule, ca harul Tău să fie revărsat în continuare. Prin puterea cuvântului te rog mai smulge suflete, Doamne, de sub puterea satanei, de sub puterea întunericului și mai strămută în împărăția Fiului Dragostei Tale mai dă mântuire, Doamne. Ai milă de bolnavi care sunt în popor, bolnavi de cancer, de inimă, de rinichi, de plământ, de diabet, paralizat, neputincioși, de văd, de și orfani. Doamne, m-am bucurat și de atâtea ori am auzit atâtea mărturisiri. Și Tu ai fost Domnul vieții și ești Domnul vieții noastre. Ai fost medic suprem și ești medic suprem în corturile noastre. M-am bucurat și mă bucur întotdeauna când aud pe cei ce mărturisesc minunile tale, Doamne, pentru că toate acestea lucrează, Doamne, prin puterea cuvântului la zidirea poporului a bisericii tale, Doamne. De aceea te proslăvim că avem un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care nu are nevoie să fie purtat de brață, ci Tu, în marele Tău har, în marea Ta dragoste, ne-ai purtat în brațele Tale și vrem să rămânem în ele până la sfârșit, Doamne. Ne vom despărți din locul acesta, Doamne, de la părtășia, din seara aceasta, dar ajută-ne ca în să rămânem una, Doamne. Te rog, îndură-te în continuare, Doamne. Acoperă-ne cu sângele Tău, Doamne. Punem numele Tău peste noi și te rugăm să lași ungerea Duhului Sfânt peste noi. Să ne ajut să-ți rămânem credincioși, să fim lumini și sare, până în clipa când vei veni să ne iei la tine acasă. Binecuvintează țările în care trăim, ocrotește le de război, Doamne. Mai lasă pacea în ele. Cerem, Doamne, îndurarea Ta peste poporul Israel și te rugăm, vinul în ajutor, dă-le biruință, lasă garda de înge să tăbărească în jurul lor, Doamne, și păzaște de amenințele tuturor celor ce îi înconjoară. Ne încredințăm cu toții, Doamne, viața în mâna Ta, rămâi iubitul sufletului nostru și ajută-ne să rămânem în Tine zidiți pe această temelie care este Hristos și piatra din capul unghiului este tot Hristos, Domnul vieții. Ajută-ne să rămânem în tine și ai tăi pentru veșnicie până la sfârșit. Amin, amin, amin. Amin, amin. Mulțumim Domnului pentru prezența lui din această seară. Mulțumim Domnului fratele Ilie Hozan, pentru slujirea din această seară. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, pe sora Oltea și întreaga familie Hozan. Mulțumim tuturor frașesorilor care ne-ați urmărit de pe YouTube, de pe Facebook și de pe alte canale. Mulțumim și echipa media. Frașesorilor, acum am dori să deschidem microfone și să-l binecuvântăm pe fratele Leuza și pe noi toți. Amin.